fiecare job e într-adevăr o provocare, mai ales pentru că am un approach destul de free, adică nu cam merg pe improvizație. Am emoții tot timpul, dar asta îmi și place, o descărcare de adrenalin. Asta am făcut și azi. Tot timpul oamenii sunt complicați, dar fun, cumva. Voi, cei noi pe care vă întâlnesc zilnic și a căror poveste este una nouă. Omul este cel mai frumos lucru de pe pământ. El înnobilează tot ceea ce înseamnă universul acesta, acolo unde noi atingem, punem piciorul clar, facem lucrurile să fie frumoase. Omul are multiple posibilități de exprimare, iar atunci când vorbești de fotografia, despre fotografia de modă, pentru a reuși să transmiți emoție, tu ai nevoie de un subiect. Iar deseori copiii cu care lucrezi, pentru că moda înseamnă modele, când lucrezi cu copii de 14, 15, 16 ani, nu poți să ai așteptări ca ei să cunoască ceea ce e viața. Ei cunoști ceea ce înseamnă viața până la momentul 16. Numai că noi întruchipăm tot felul de personaje și, în general, ne adresăm oamenilor maturi cu putere financiară de cumpărare. Și atunci asta e cea mai mare provocare, să faci un copil să înțeleagă personajul, să-l scoți din amploaul lui, să-l bagi în contra-amploa și să-l faci să creadă că următoarele dăți, colaborări cu tine și cu ceilalți, sunt într-adevăr momente super artistice. Practic asta e primul gen de fotografie cu care am început. Am avut poate 3-4 luni de joacă. Ne încercam diverse chestii. După care am avut primul job de fashion, un job mare. Nu l-am egalat încă ca dimensiune. Și de acolo s-au legat și am rămas pe fashion. Cumva îmi place cam cel mai mult, cred, la momentul ăsta. De fapt îmi plac oamenii. Mi-a plăcut ideea de fashion, nu neapărat cum te îmbraci și chestia, adică nu prea le-am chestia asta, mai mult cu ideea în sine. Nu mi-am propus chestia asta, adică cred că am avut-o cumva în sânge și mi-a fost direcționată de prieteni, de exemplu. Adică am început, țin minte, cu cea mai bună și cea mai veche prietenă de-a mea din copilărie, ne cunoaștem de la 3 ani și ea m-a introdus cumva în lumea asta. Am început prin a o fotografia și ulterior, undeva pe la când aveam eu 16 ani, mi-a recomandat să merg cu ea la București, să vedem ce înseamnă partea asta cumva mai advanced fashion. Cumva până atunci totul era doar la ipostaza de vis cumva, sau încercam, era totul doar în capul meu. După lucrurile au început cumva să se concretizeze. Ulterior am întâlnit-o și pe Domnica, care mi-a propus după prima noastră colaborare pe care am avut-o chiar la ea și la mine acasă, mi-a propus să vin să-l asist pe Dan, lucru care s-a și întâmplat, iar a doua zi m-am mutat în București. Primul rând să fie omul foarte expresiv, adică să-mi transmită ceva, să nu pară așezat cu mâna. Și să fie ceva interesant, de lumină, de locație, de contrast, de compoziție, adică măcar ceva din asta trebuie să am într-o poză. Eu nu pot să-mi dau seama dacă am fotografii bune sau nu. De obicei, când îți vezi munca undeva și lumea o apreciază, eu singur nu pot să-mi dau seama, adică sunt și foarte critic cu mine, deci nu. O fotografie bună e o fotografie care e din start bună, adică efectiv o simți din prima. Adică nu mai ai nevoie de intervenții ulterioare, retuș, etc. E doar bună și atât. O fotografie este foarte bună atunci când transmite ceea ce poate transmite un film bun. Atunci când actorii reușesc să interpreteze 100%, să intre în carnea personajului, să trăiască și să nu... Atunci când... efectiv este furată. Poți să ai o fotografie în mișcare și să te ajute foarte mult chestia asta, știi, pentru că e mișcare și e vie. Poți să ai la fel de bine o fotografie statică, dar cu același suflet. Adică personajul, atunci când privește către cameră, către tine, stânga, dreapta, acolo unde îi permiți și dai libertatea, unde îi dai direcția,
regizorală, să o facă bine. Deci o fotografie de modă este o fotografie de artă și emoțională doar dacă reușești să implici pe ceilalți cu aceeași pasiune în procesul artistic și să înțeleagă că nu trebuie să mintă, să fie fake, ci să se dovedească sinceri, buni actori. Lumina mai bună. Tot timpul lumină bună și se iasă bine. Chiar am avut o conferință de curând și am încheiat-o prin a spune următorul lucru, că ar trebui să învățăm sau să reînvățăm să fim mai creativi și să lăsăm tehnica pe un plan secundar, pentru că ar trebui mai întâi să ne apropiem de noi, să învățăm faptul că, sau să receptăm ideea că inspirația nu vine doar de pe partea vizuală, ci că vine și din literatură și cumva ar trebui ca acest background să-l potențăm din curii perspective. Cred că trebuie să treceți peste ideea de selfie. Mie mi se cere deseori să fac un selfie pentru promovare internațională. Agenții îmi tot cer. Fă-ți un selfie, am nevoie. Fă-ți un selfie cu vedeta cu care lucrezi. De câte ori am vrut să mă autofotografiez, am simțit că mă autoflagelez, că îmi dau de fapt două palme și nu îmi plăcea, pentru că era dureros. Începeam să-mi caut unghiul perfect și începeam să mint. Adică nu mă pot fotografia doar dintr-un unghi în care eu mă plac pe mine. Oamenii mă vor plăcea din alt unghi. Oamenii nici măcar nu vor căuta unghiul. Vor căuta adevărul, vor căuta lumina mea, vor căuta sau drama mea, dar atunci, bun, odată peste selfie, nu, tineri o să spună, vai de mine, ce, nu e bun, ce ne spui. Bun, nu le știu pe toate, am zis chestia asta, dar o fotografie bună presupune sentiment, indiferent că e de modă sau atunci când facem o fotografie unui om homeless, da? Trebuie să-l surprinzi. Deci să surprinzi momentul cel mai bun, să vorbească, să transmită ceva.